Salutare, prieteni! Astăzi vom face dintr-o butelie de plastic, așa o cutie cu capac, ca să vedem împreună cum decurge lucrul. De la butelie de plastic scoatem capacul și tăiem. Iată, așa un pic. O îndoim. Am tăiat dintr-o parte, putem face și din partea aceasta, dar mai mult îmi place această parte, deoarece este netedă și mi se pare mai potrivită. Întrem cu farfecele. Și tăiem de jur împrejur să fie la aceeași distanță. Pentru a face asta, puteți măsura cu rigla. Iată, am 7 cm. Voi măsura de jur împrejur 7 cm să fie. Este mai bine cu o cărucioară, dacă nu mi-am pregătit din prealabil o carioca, o fac și cu un creion simplu. Așa. Și merg de jur împrejur, tăiem de atât pe această linie. Am tăiat-o, nu a fost prea greu. Putem să o mai egalăm dacă nu vă place din prima. Iată, așa mai. Așa. Eu vreau să fie în formă de inimă. Din cauza aceasta o voi pune în două. Voi apăsa bine, în așa mod. Într-o parte și în cealaltă parte, iată așa, exact în două. Putem apăsa chiar cu ceva, așa să fie. O parte vom întoarce linia aceasta pe altă, în altă direcție. În așa mod, iată, am deja figura formată. După ce am pregătit bucata de plastic, iau, iată, o bucată de foaie gumată. O voi lipi bucata de plastic pe foaie gumată. Asta este metoda cea mai simplă de făcut această cutie. Încetişor o punem pe margine, cleiul ferbinte, dar totodată este nevoie ca să fie destul de repede acest lucru făcut, deoarece cleiul ferbinte, iată, am lipit această bucată de plastic pe foaia de fomeran sau cum se mai spune, hârtie gumată. Tai de jur împrejur. Iată, în așa mod. Hârtia gumată la mine este de 2 mm. Se poate de folosit în loc de hârtie gumată și carton. Se poate bucățile de carton să le cașerăm. În descriere voi pune
videoclipul despre cășerare detaliilor. Spate de făcut și în așa mod. Dar cea mai simplă metodă este aceasta, când am lipit deodată este bucata de plastic pe pomeran. Mai departe, voi tăia o fâșie cu lățimea 1,5 cm. Eu o voi tăia în așa mod, dar o puteți măsura mai întâi. Dar ce este nevoie să iasă bine. Și vom începe, iată, de jur împrejur, să lipim această bucată. Iată, așa va fi. Aici unde este vârful inimioarei, vom face, iată așa, vom plia și voi merge mai departe, așa, de jur împrejur, cu cleiul acesta. Iată așa a ieșit. A ieșit destul de bine până la acest moment. Iată, avem în așa mod o bucată de cutie, vom face și partea de deasupra, adică capacul. Capacul este nevoie de asemenea să fie din hârtie gumată, dar este bine să-l punem mai întâi pe carton. Vom tăia și o bucată de carton să fie totuși mai rezistent. Pentru aceasta, la început, vom desena așa de jur împrejur. După ce l-am decupat, voi mai măsura o dată. Și voi tăia ce este în plus. Important este să nu tăiem mai puțin cât avem nevoie. Dacă este mai mult, noi putem regla acest lucru. Bucata aceasta de carton o lipesc pe bucata de pomeran.
Așa, pe mijloc vreau un pic așa să ajustez. Rămâneți până la urmă să vedeți dacă îmi iese această lucrare. E o lucrare care o fac acum, prima dată, în timp ce filmez. Și aici, de asemenea, aproximativ un centimetru și jumătate. Tăiem fâșia. Și această fâșie o vom lipi, iată, în așa mod, de jur împrejur, pe margine. Și cu foaie colorate acest lucru, dar un pic mai mult de lucru este. Și dacă faceți din foaie colorată, este bine să nu faceți cu clay termo. Deoarece fervențeala cleiului se va simți prin foaie. Aici lipim la sfârșit puțin una peste alta, deoarece va trebui să se țină, să fie puternică. Iată, în așa mod mi-a ieșit acest capac. Aici, dacă nu corespunde, puteți reteza puțin. Voi decora acest capac cu o figură, așa, trifoi, cu patru foi, care este alb, după cum vedeți. Îl voi pune la mijloc și în așa mod, iată, am această cutie confecționată.